De la închidere la optimizare sau comasare, reforma din educație a căpătat diferite denumiri, esența cărora însă este aceeași, adică dispariția școlilor în care sunt mai puțin de 50 de elevi. În raionul Bricen, spre exemplu, 11 instituții de învățământ vor fi reorganizate prin fuziune și absorpție. Decizia a fost luată cu voturile majorității consilierilor socialiști. Potrivit deciziei, urmează a fi comasate prin absorpție gimnaziul Grădinița Criva, gimnaziile Cotala, Medveja, Hlina, Bogdănești, Mărcăuți, Beleavinții, Berlinții, Slobozia, Sirăuți, Pererâta, Școala Primară Bâlboaca. Mai nou, în document se menționează că aceste instituții de învățământ vor deveni filiale ale gimnaziilor sau liceilor care le preiau în gestiune. Personalul salariat din instituțiile absorbite va fi transferat la instituțiile absorbante, iar în cazul imposibilității transferului, disponibilizarea se va efectua în conformitate cu legislația muncii, se mai spune în document. Potrivit vicepreședintelui raionului Briceni, de suferit vor avea directorii școlilor absorbite care vor fi demiși în funcții. La școala mai mare, la școlile care au deficit de buget, la școlile care au mai puțin de 91 de elevi, școlile rămân în sat cu profesorii cu care au lucrat în școala dată, cu elevii care frecventează școala dată. Unica ce se reduce, se reduce funcția de manager instituție și o instituție a fi gestionată de un manager pe două instituții. Sucursala a fi gestionată de școala mamă. Și am ajuns la asta că deja au ieșit și legislația de la data din 1 septembrie 2024 cu școlile mici n-a să aibă posibilitatea fără sucursală exista. Cei care își vor pierde locul de șef vor putea deveni adjunct sau vor rămâne ca profesor, spune Marina Pleșca. Potrivit ei, reorganizarea s-a făcut pentru ca să fie evitată închiderea școlilor mici. Se propune că dacă n-a să fie sucursală, a să fie bugetul redus cu 50% de la anul nou, dacă rămâne școala mică. Dacă a să fie sucursală, tot conform la legea 868, a să fie finanțată la 100% și sucursala și școala mai mare la care a să absorbe. Școlile comasate din Briceni completează lista celor care deja au fost supuse proiectului de reorganizare. Ultimele vizate au fost 3 gimnazii și 2 școli grădinițe din raionul Sângerei. Pe lângă gimnazii, Ministerul Educației închide școli profesionale și universități. Un proiect al Ministerului Educației care urmează să fie supus consultărilor publice prevede reorganizarea mai multor instituții de învățământ tehnic și fuzionarea lor cu unele colegii din țară. Este vorba de 6 școli profesionale și 2 colegii. Până la absolvire, elevii își vor face studiile în sediile existente, iar profesorii care rămân fără loc de muncă vor primi indemnizații. Totodată, de la începutul anului trecut, Ministerul Educației a reorganizat câteva instituții de învățământ superior, chiar dacă reforma a stârnit nemulțumiri și proteste în rândul rectorilor. Un alt proiect al Ministerului prevede trecerea copiilor din gimnazii cu număr mai mic de 50 la cele de 35 de școli moderne pe care vrea să le creeze. Potrivit unui proiect de lege, Ministerul Educației va oferi 1000 de lei per elev părinților care vor accepta să-și dea copiii la școli mai mari.